Vă mulțumesc că ați venit. Astăzi e 25 martie. Era ziua primasii. Îmi permiteți să spun că era ziua și a mamei mele și a mamei Dani Sfârșase. Cumva și datele ne-au apropiat. Două vorbe despre întâlnirea noastră. Ne-am cunoscut acum 3-4 luni, absolut întâmplător, în luna decembrie anului 2016, când eu mă frământam cum să fac și ce să fac pentru cele două evenimente primele din 2017, respectiv comemorarea soramei, care a fost la un gen pe 30 ianuarie, și medalionul pentru masă. Și am întâlnit-o pe Dana. Și am aflat că a fost Elena din masă. Și am aflat că este profesor la conservator. Și am aflat că intra în casa în care stă și cânta și Mansiu a acompaniat la pian și de undeva de după draperie, Divia, așa îi spuneam noi profesorului Crăcințeanu, le asculta, mai mult să ia, dar când pleca întotdeauna, îndrăga pe număr și spunea, așa duducă, așa duducă, când-ți poate nimic să te țingi de muzică. Și ne-am întâlnit și am spus atunci că vom organiza această întâlnire cu vremurile. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit. Aș vrea n-am început să dau, să dau fir amintirilor domnului profesor Dan Deliu, care ne va vorbi despre Mansi, ca un specialist din punct de vedere muzical. La urmă, la asistență, stimate domnule Coron și Șanzi, în primul rând vreau să fac oficiile de gazdă și să vă urez de bine ați venit la ora unui compozitorilor și muzicilor din România, din partea domnului președinte Nelu Dumnescu. Eu mă aflu aici în calitate de coordonator al secției de muzică instrumentală și simfonică din cadrul biroului unui compozitorilor, dar și în calitate de compozitor. Trebuie să vă mărturisesc că atunci când doamnele Coran și Slușanski au venit la mine acum câteva timp să-mi ofere această șansă de a vorbi în fața dumneavoastră, înmânându-mi acel frumos volum de memorii al maestrei Mansi Barberis. Cu rușine am spus că nu prea știu nimic. Generația mea nu prea mai știe nimic de cine a fost Mansi Barberis. Sigur că auzisem în tinerețe că existau niște ciudățenii prin anii 50-60, numite compozitoare, pentru că la noi, după cum se știe, și nu numai la noi, în toate tradițiile muzicale, compozitoarele au fost privite mai mult așa, cu condescendență și mai puțin cu seriozitate. Meseria fiind, după cum se știe, acaparată de bărbați. Nu este numai cazul lui Mansi Barberis, este cazul soției lui Robert Schumann, Clara Schumann, care a scris o grămadă de muzică foarte bună și care nu s-a cântat pentru că Schumann era cine era. E cazul soiei lui Felix Mendelssohn Bartholdy, Fanny Mendelssohn, și așa mai departe. Sunt Ruth Crawford Ziegler din Statele Unite și care au început să fie descoperite. Și la noi, acest fenomen al compoziției feminine a început plăpând și prin eșalonul Fruitaș se numără, bineînțeles, și Mansi Barberis, care
Își mai poate aroga un, spunem, o premieră, și anume fiind prima româncă compozitoare care a scris operă. În 1967 termină opera a fost de soare din Povara Puște pe Răscut de la Vrancea. Așadar, revin consultând în câteva săptămâni și răsfoind, nu pot să spun că l-am citit din scoarță în scoarță, acel volum, mi-am dat seama că avem în față numai o femeie africă care, pornind de la vârsta de 19 ani, devine membra unei orchestre, cântă la vioară, cântă la violă, devine profesoară, studiază compoziție, dirijat, canto, o grămadă de alte discipline, le găsim în lexiconul lui Viorel Cosman, menționat acolo, și străbat întreaga Europa, se oprește, studiază întâi la Berlin, apoi, dacă la Paris, studiază și la Viena. Așadar, într-un mediu cosmopolit, având inteligența să preia din toate tradițiile muzicale, iată, avem tradiția italiană din care se trage, avem tradiția germană, unde studiază, tradiția austriacă, tradiția franceză. Și stabilindu-se apoi, înapoi în România, în Iași, ia o carieră didactică, mai întâi ca profesoară de canto, în diferite ipostaze, la școală de fete, la liceu, apoi la conservator și, în fine, stabilindu-se și în București, între 1951 și 1957, fiind profesoară de canto la conservator din București. În tot acest timp, compoziția i-a dublat activitatea interpretativă și s-a orientat cu precădere către zona muzicii vocale, pe care a atacat-o în forță, atât sub formă de liduri, de cântece, în fie în cicluri, fie disparate, de altfel și în carte. Sunt foarte multe momente în care, ca orice compozitor, când termină o piesă, își notează. Am terminat lead-ul respectiv. Nu mai vorbesc de opere, pentru că operele, în general, avem foarte mulți compozitori ale căror opere zac încă în manuscris. Putem spune că Mansi Palmeris a fost o fericită din acest punct de vedere, că operele sale au fost și prezentate pe scenă în anii 70. Dar revin acum. Am fost curios să văd, după ce am răsfoit acest volum, să văd cam cine s-a ocupat de creația ei. Și trebuie să spun că nu am găsit decât două titluri. Un titlu îi aparține lui Doru Popovici și a apărut în revista Muzica numărul 6 din 1976. E un portret cameral Nancy Palmeris. După cum știm, Dor Popovici a scris o carte despre compozitorii de muzică simfonică camerală, vocală din România și probabil că a folosit aceste informații ca o fișă de lectură și, bineînțeles, și pentru cartea sa. Și în 1993, în studii de muzicologie numărul 22, este Georgeta Bălcioiu, care se ocupă, are o cercetare care se numește așa, versul eminescian în transpunerea sonoră a lui Mansi Palmeris, și se ocupă de două cicluri.
9 cântece pentru voce și pian din 1957 și 10 livruri din ciclul Destin de poet din 1980. Spun din păcate pentru că consider, ascultând acum și câteva livruri ale doamnei Oasi Barberis, câte există în diferite formate, pe YouTube există doar 3 variante și cred că ar fi important ca cineva să se ocupe, dacă nu chiar Fundația Memorie și Speranță, să strângă aceste materiale și să fie postate, pentru că YouTube la ora actuală este baza de date cu cel mai mare impact. Dar eu am ascultat și în mediateca conservatorului, unde mai avem niște benzi pe magnetofon, care ar trebui și ele digitalizate, alte lucrări. Și m-am format o opinie personală asupra stilului autoarei, care, despre care o să spun câteva cuvinte de la sfârșit. Ce mai vreau să spun foarte și consider că este un lucru foarte important, referitor la acest eveniment de astăzi. Într-o lume, într-o epocă, în care duhul familiei începe să fie din ce în ce mai dizolvat, în care nepoții nu prea mai știu pe unde se află mormintele bunicilor. Eu însumi sunt un exponent al acestei... nu a tuturor, dar al unora care nu erau din localitate sau în altă parte. M-am trezit că m-am dus într-un cimitir pe care îl știam și nu mai știam ce parte să iau, dreapta sau stânga. Nu m-am uitat pentru că eram foarte mic la vremea aceea. Deci, într-o vreme în care puțin își mai amintesc că ne chema pe străbunicilor și de unde erau, ceea ce face Asociația Memorie și Speranță, mergând pe urmele și la lumina unei familii de excepție, ca Zavan Barberis Coroamă, mi se pare un gest nu numai de cultură, ci și de memorie, și un gest de igienă mentală și un exemplu pentru toți cei care trăim în ziua de astăzi. Vă felicit pentru inițiativă. Eu însumi am descoperit o personalitate pe care o știam din cărți, o știam din lexiconul lui Viorel Cosma și cam atât. Pe Costin Cazavan l-am cunoscut personal și l-am admirat. Am rămas pe fiat când am auzit că a murit. Și ca să nu închei în această cheie sumbră, aș dori să vin la o prezentare pe care am preluat-o de la Viorel Cosma din Lexicon și care mi se pare o prezentare foarte făcută, foarte bine făcută, a stilului autoarei Oasi Barberis. Muzicianul de larg orizont artistic, cu susținută practică de instrumentistă, cântăreață și pedagogă, Oasi Barberis s-a afirmat în special în domeniul muzicii vocale, lir și operă. Fiind prin excelență romantică, compozitoarea s-a apropiat vădit de teme din trecutul istoric al neamului nostru, Apus de Soare, chiar Duduca și Căruța cu Paiațe, și de versurile poeților clasici, Eminescu, Goga, Alexandrii, Macedonski. Simțindu-se aproape de literații moldoveni, ce i-au oferit o imagine familiară mediului natal. Păstorel Teodoreanu, Mihai Codreanu, Matei Mito, Otilia Cazimir. A promovat cu predilecție genurile și formele muzicale tradiționale, cu accente pronunțate pe elementele descriptive. În viziuni, spicele, suita pastorală, trei momente descriptive.
Asimilarea folclorului s-a realizat organic, compozitoarea valorificând merosul țărănesc și orășenesc, în special în recitativul de operă și în numeroase lituri. Mansi Papers cucerește prin tonul cald, pastelat, al culorilor orchestrale, prin gingășia discursului sonor. Muzica sa rămâne în esență expresia unui temperament poetic echilibrat, parfumul local moldovenesc fiind predominant. Mi se pare o sinteză a ceea ce auzim în toate opusurile lui Mansi Barberis. O muzică în care contrastele sunt estompate, aș putea o integra în aceeași familie cu muzica lui Marțial Negrea, cu muzica lui Mihai Landecu, care de altfel a fost congener. Fericit încă o dată Fundația Memorie și Speranță și sunt foarte curios să aud mai departe toate evocările Nu mă simt deloc confortabil, pentru că mă simt mult prea la înălțime de glumele evident. Aș coborâ, dar se pare că nu e bine din cauza microfonului. Așa încât vă rog să scuzați acest podium, care este, după părerea mea, mult prea înalt. Mulțumesc domnului profesor și, dacă îmi permiteți, eu aș vrea, încercând să-mi stăpânesc toate emoțiile, aș vrea să vă vorbesc de Mansi, bunica, mama, străbunica. Așa cum am cunoscut-o zeci de ani, așa cum am cunoscut-o toți din familie, dar dintre ei, știți, în familie era numită le șef de la familie sau Milone. Pentru că, într-adevăr, era ca un pilon, ca o stâncă, ca o rocă, în jurul căreia, bătuți mai mult sau mai puțin de valurile vieții, noi toți ceilalți, membrii familiei, ne roteam, ne învârteam, cerând, așteptând ajutorul care venea întotdeauna. Dacă îmi permiteți o comparație pe care o fac totuși, chiar cu riscul de a mi se părea exagerată, să știți că pentru mine, care am iubit-o enorm, și pentru foarte mulți din familie, era ca o mică stea. Ca o mică stea în jurul căreia noi toți gravitam, dar care, cum să vă spun, primea în același timp căldura și lumina mea. Era atât de bună, era atât de generoasă, era atât de calmă. Vă rog să mă credeți, nu am văzut-o niciodată ridicând glasul. N-am văzut-o niciodată nervoasă. N-am auzit-o niciodată certându-se sau certând pe cineva. Era tolerantă. Dar mai ales avea o dragoste extraordinară pe care o știam jurul ei. Și cum poate mulți dintre dumneavoastră știu, viața nu a fost întotdeauna foarte dragă. A fost și momente foarte grele. Să știți că și în acele momente avea un curaj, o poftă de viață și un optimism absolut extraordinar. Dar a zice că dragostea este trăsătura caracteristică a ei, dublată poate de modestie. Era de o modestie absolut extraordinară. Am iubit-o și ea ne-a iubit pe toți. Și a iubit bunicii, pe Giuseppe și pe, scuzați-mă,
părinții pe Giuseppe și pe Margherita. Vezi? Și-a iubit și bunicii. Și-a iubit copiii pe Sorana și pe Ginel. Și-a iubit nepotul pe Radu, căruia i-a dedicat opera Cruz de Soare. L-a iubit pe Vlad, pe nepotul ei. Și în toată această dragoste, a știut întotdeauna să fie aproape de noi toți. Ceea ce aș vrea să remarc, caracteristic pentru Mansi, este faptul că și-a iubit familia. Poate că alături de muzică, familia constituia esența vieții sale. Și mi-aș permite să vă citesc câteva rânduri. Cum își prezintă casa? E vorba de o casă de pe dealul Repedei, undeva lângă Iași. Liniștea de acolo, aerul limpede al dimineților însorite, serile cu cerul plin de stele, luminile Iașului ce se zăreau în vale departe, între dealurile din jur, țiruitul greierilor, orătăitul broaștelor, toate contribuiau să mă încânte. Îmi luam un creion și caietul de muzică, ieșeam în câmp departe, mă așezam pe iarbă, printre copaci și arbuști, ca într-o vrajă, îmi scriam pe caiet crâmpeie din muzica culeasă din jur. Sau Casa Copilăriei, de la Cetatea Neamțului. Trăsurile intră în incinta mănăstirii, trec prin spatele aghiazmatarului, suie un drumușor îngust și abrupt. În fund, o casă. Casa copilăriei mele. Are un pridvor lung de lemn cu balustradă ascultată rudimentar, în scândură de brad, podăițe mici, vărmite. Câte cotloane, câte jocuri, câte căsuțe de păpuși instalate de noi sub pridvor. Apoi, zilnic drumul la pădure, unde tolăniți pe șaluri întinse pe iarbă, cei mari discutau, cântau, împleteau, brodau sau strângeau rășină de brad. Iar noi ne jucam pe nerăsuflat. În această familie numeroasă, iubitoare, Mansi desena, picta, cânta la pian, cânta la vioară, cânta la violă. Să știți că mult timp a ezitat între a face muzică sau a face pictură. Desena foarte frumos. De altfel, în anul 1913, când tatăl ei, Giuseppe Barberis, creează prima revistă pentru copii și tinere, coperta revistei este desenată de Mansi. Și după aceea, în multe numere. Din păcate, revista n-a avut o viață prea lungă, deși Giuseppe și-a vândut chiar casa ca să o mențină. Dar și atunci, ca și acum, era greu. Dar a venit momentul în care lucrurile cumva s-au rămurit. Și anume, profesorul, unul dintre profesorii lui Mansi, îl sfătuiește pe Giuseppe să ducă compozițiile fetiței de 13 ani lui George Enescu. Și atunci, Giuseppe, cu Mansi de mână, se duc undeva pe lângă Gara de Nord, unde în un hotel locuia la vremea aceea George Enescu. Impresia pe care l-a lăsat-o, pe care maestrul i-a lăsat-o lui Mansi, a fost extraordinară. De fapt, George Enescu o va îndruma, o va ocroti, o va inspira toată viața ei. A fost de alminteri, de trei ori, a luat premiul George Enescu. Aș vrea să vă citesc câteva rânduri. Despre prima întâlnire a lui Mansi cu Enescu. Tata, sfătuit de profesorul meu de vioară, m-a dus într-o dimineață la hotelul de lângă Gara de Nord, unde locuia maestrul George Enescu, ca să-i prezint compozițiile mele.
N-am să uit blândețea maestrului, răbdarea de a citi la pian și a fredona nepriceputele mele lucrări de început, privirea sa adâncă ce vedea dincolo de tine, cu care mă învăluia când mă sfătuia cum trebuie să procedez, armonie, contrapunct, forme muzicale, ca să încep a păși spre tainele creației. Când am plecat de la el, aveam aripi. Nu mai vedeam, nu mai auzeam, decât cele văzute și auzite acolo. Impresia era adâncă și mi-a rămas îndelungul existenței mele. De-al minteri, așa cum spunea și domnul profesor, în anul 1919, când se înființează Filarmonica din Iași, când George Enescu înființează Filarmonica din Iași, pare rău, nu am o fotografie prea bună, Masi a făcut parte din Filarmonica din Iași, iată aici, mă rog, intuiți-mă, aici este Enescu și cu Guler Alteblan, în spatele lui, este Masi. Cânta la violă, după aceea a cântat și la vioară, dar liber să știți că unul din obiectele cele mai prețioase, mai prețuite, mai adorate din casa noastră, a fost și este în continuare și sper să rămână, vioara pe care George Enescu i-a dat-o. Ar fi foarte multe de spus. N-aș vrea să vă obosesc. Aș vrea numai un lucru să remarc. Și îmi pare foarte rău că nu pot să vă prezint. E vorba de lead-ul pe care Masi l-a compus la moartea soțului ei, la moartea Vintia. Și dacă îmi permiteți, pentru că ei toți sunt aici întotdeauna lângă mine, mi-aș permite numai să citesc versurile lui Macedonski, pe care lead-ul a fost compus, un lead care este, după părerea mea de om nepriceput în ale muzicii, este ca un adevărat cântec de leagă. Un adevărat cântec de leagă pentru un somn definitiv și, dacă dați voie, am să îl citesc, am să citesc versurile pentru ei toți. Tu care dormi, ești fericit. Uitând întreaga ta ființă, te-ai izolat de suferință. În mutere paus adâncit, că ai fost și ești, n-ai conștiință. Tu care dormi, ești fericit. Dormi dulce, nu te deștepta. Realitatea, chiar frumoasă, pe lângă vis, e vicioasă. La bine, nu te aștepta. Căci viața este luminoasă. Dorm dulce, nu te aștepta. Și acum chiar închei cu câteva cuvinte scrise de Narcis Zărnescu, un critic literar, un muzician, a zice în subsidiar, dar care, așa cum spunea și domnul profesor când a citit respectivul paragraf, dar care a intuit, după părerea mea, absolut precis și exact personalitatea lui Masi. Sensibilitatea rafinată, invenția melodică, accesibilitatea și modernitatea, generozitatea inspirației, temperamentul impetuos, romantic, știința orchestrației, admirată de Ionel Berlea, originalitatea motivelor, vocația pedagogică, iată foarte pe scurt povestea unei vieți dăruite muzicii, povestea unei viori mirabile, care nu va înceta să sporească frumusețea și bunătatea umană, căci viorile nu mor niciodată. Viorile nu mor niciodată, chiar dacă uneori trebuie să recunoști înfrângerea, chiar dacă furtunile sau noaptea, năprasnică și definitivă, coboară în sunete, spărgându-le echilibru. Viorile n-au voie să moară,
că cele sporesc minunea, frumusețea și blândețea umană. Iar atunci când totuși o vioară se stinge, o vioară în lăușul căreia inima lumii a vibrat aproape un secol, dator ești să-i cuprinzi cuvântul izvoarele, foșnetele de picături și de stele, miresmele așteptând, așteptându-te. Vă mulțumesc! Spune că-i vine să plângă, eu spun altceva, că ne este dor de Mansi și că acum, Dana împreună cu studenții ei, o să le facă poate să plângem, dar din alte motive. Când vă cerem dăruința să citesc cele câteva lucruri care le-am avut pentru dânsa, pentru că emoțiile chiar mă copleșesc. Mansi Barberis, primul meu mentor de la care am învățat că dincolo de greutăți, invidie, răutăți, adevărata artă ne aduce în lumină și ajunge la inimile noastre răspândind dragoste. Muzica, un dar neprețuit din zestrea Domnului, îi suntem datori o viață pentru harul pogorât asupra ne. Am învățat de la maestra mea că elevii care vin către noi îi păstorești ca pe proprii copii, cu exigență, cu blândețe și întotdeauna cu multă dragoste. Astea a făcut ca alături de muzicianul, care a fost Mansi Barberis, să fie o mamă și un profesor desăvârșit. Pentru acest lucru îi sunt recunoscătoare și nădăjduiesc că strădanile mele în ale artei și între ale grijii față de discipoli vor risca acolo sus un zâmbet de înțelegere și încântare privind la urmași. Cu umilă modestie mulțumesc, maestră! O adâncă recunoștință maestrei mele și celor 50 de ani de artă alături de Madrigal. Și acum o să luăm să încerc în câteva liburi ale maestrei mele. În prima parte acestea vor fi și vom începe cu un lit pe versuri de Mariana Dumitrescu. Are un ciclu de liduri pe versuri de Mariana Dumitrescu. Primul lit va fi April, interpretat de doamna Dana Florian, la pian, conferențiar universitar dr. Ronica Nicolaescu. Thank you.
versuri populare. Interpretează doamna doctor Ami Rachimian. Oh,
acum improvizațiile 13 și 15 de Francis Poulenc, interpretează la pian Ana Maria Ioan. Thank you.
altă operă a doamnei Mansi Barberis, a maestrii Mansi Barberis, Domnița din depărtări, după un libret de Edmond Rostand, aria maestrului Teofim. Va fi interpretată de baritonul Cosmin Melinte, la pian Ana Maria Ioan. Thank you.
Improvizațiile 2, 9 și 7 de Francis Bunan, la pian Ana Maria Ioan. Thank you.
Carlöwe, Ovis Meyers'ı interpretează baritonul Cosmin Melinde. La pian, Ana Maria Ioan. Amen.
aria lui Eboli din opera Don Carlos. Interpretează Maria Baciu. La pian, Ana Maria Ioan. Oh,
Mulțumim doamnei profesoare, doamna Slipsanski, mulțumim elevilor, studenților din ei și cu permisiunea dumneavoastră, i-aș chema pe toți să aplaudăm. Oficială întâlnire. Până atunci ne vom organiza. Mulțumesc!